Astăzi vreau să facem un episod relativ scurt cu idei de afaceri. O să fie un nou capitol pe acest canal, o să fac niște episoade cu idei de afaceri. O să postez clipul ăsta cu prioritate pentru cei care sunt abonați pe Join. Vă aștept acolo, sunt deja multe postări și multe episoade exclusive în funcție de nivel. La nivelul Diamond Maxim, cred că aproape sunt 10 clipuri în total și fac tot posibilul să postez 1-2 clipuri pe săptămână. În orice caz, în fiecare lună o să postez episoade. Deci va apărea pentru prima dată acest episod acolo. În avans, vreau să discut despre o idee de afaceri astăzi, și anume cabanele de închiriat în regim hotelier prin Airbnb sau Booking sau, mă rog, pe alte site-uri de închirieri. Situația asta sanitară ne-a schimbat un pic viața în ultima perioadă și foarte mulți și-au dorit să plece cu familia sau într-un grup restrâns de oameni, prieteni, familie, la aer, la munte, în diverse locații. Și treaba asta a început să înflorească destul de frumos și în România, prin Airbnb. Anul trecut am fost cu niște prieteni, printre care cu Laurențiu, cu iubita lui, cu încă niște prieteni comuni și cu soția lui. Și eu cu soția mea am fost 6 persoane la munte, am fost în Râșnov, la Bran, am fost la Bran, în Brașov, județul Brașov, și am stat 3 nopți, am închiriat toată proprietatea și am plătit undeva la 1800-2000 de lei, nu mai rețin exact, în orice caz, undeva la 650 de lei pe noapte, toată clădirea, și eram 6 persoane, deci venea practic 110 lei aproximativ de persoană, ceea ce e un cost redus din punctul meu de vedere. Și dacă stai să te gândești, cabana poți să o faci din lemn, o închiriezi puțin timp, iar dacă stai să faci calculele, randamentele sunt destul de bune, chiar mult mai bune decât în cazul apartamentelor clasice să le închiriezi. E și mai multă bătaie de cap, dar stând așa un pic să mă gândesc, pur și simplu nici măcar nu ai contact cu clienții în mod direct. Faci o căsuță specială cu cifru, îi dai codul la cifru, își ia cheia, o pune înapoi acolo, o pune înapoi cifru și tot așa. Deci dai acces pe baza unei chei, o pui într-un loc special, faci un cifru și tu nici măcar nu știi când vin, nu știi când pleacă. Tu practic încasezi banii în avans prin Airbnb, de exemplu. Ei se angajează să fie oameni ok, totul e pe bază de review-uri, adică dacă cineva are review-uri proaste, pur și simplu nu accepti să-i închiriezi. Dacă cineva cu istoric foarte bun, sunt oameni liniștiți, le închiriezi fără probleme. Poți să pui cumva și un bonus, dacă fac curățenie, le faci o reducere. Eu așa aș face, ca să nu mai stau să plătesc eu, aș face reducere, nu știu, 50 de lei la toată șederea sau chiar 100 de lei, dacă se ocupă să facă puțină, 50 de lei cred că ajunge să facă puțină curățenie, oricum trebuie să schimbi lenjeriile și așa mai departe, dar să nu-ți lase dezastru, știu că asta e de bun simț, dar poți stimula chestia asta ca să te asiguri că nu-ți lasă balamuc în casă, eu așa aș proceda cel puțin. Și de ce mi-a venit ideea asta, pe lângă faptul că mi-a venit ideea din cauza situației sanitare? Părinții mei dețin un teren nu foarte departe de locul în care mi-am luat eu alt teren, sunt localități învecinate, adică eu am terenul în județul Vâlcea, în Păușești, Măglaș, și ei au un teren într-un sat care aparține de Vlădești. Sunt localități învecinate, sunt între Râmnicu Vâlcea și Băilolănești, ambele localități sunt învecinate. Și ce vreau să zic este că, mă rog, tata acolo ține niște stupi. Îi plac stupii, e hobby-ul lui, de când eram eu mic, m-am nebunit cu stupii, o să discut și despre treaba asta.
ca afacere. El n-a făcut-o ca afacere, a făcut-o ca hobby. Dar se pot face bani și din asta dacă te ocupi serios. Și vreau să zic că în zona respectivă se poate face foarte ușor o cabană. Practic acolo unde m-am dus eu și m-am blocat cu calul. De m-am blocat cu Subaru în zăpadă și m-a scos calul. Ce faci, Bobiță? Ajuți un prost să iasă? Cumva? Ajuți un prost să iasă afară? Iau și un cal. Snow time. Practic am făcut-o. Adică nu m-am dus cu intenția să mă blochez, să fac parodie cu calul. Chiar m-am blocat și chiar nu știam cum să ies de acolo. Și mi-am dat seama că vecinii de acolo au cal, au un cal. Și am zis că cred că pot să ies cu calul. Adică chiar a fost o întâmplare. Am vrut să fac un clip că mă duc la zăpadă și mi-a ieșit un clip în care m-a scos calul, a ieșit comedie. Deși nu a fost asta intenția. Și în zona respectivă e o altitudine de aproape 700 de metri. E un sat izolat, e aer curat, e pe niște dealuri, se vede de sus orașul, e foarte frumos, e un sat care nu știu dacă are 500 de locuitori. Și în zona respectivă au început să se cam vândă terenuri. Și acolo, de exemplu, mi-aș dori să fac o cabană, nu știu, pe viitor. Nu acum, că am alte priorități, vreau să investesc, nu să fac, vreau să investesc în assets, nu liabilities. Dar pe viitor este o idee foarte bună de a face o cabană pentru sufletul meu și m-am gândit eu totuși că pot să fac, să stau o perioadă în ea să mă relaxez și când mă satur să o dau pe Airbnb, respectiv să fac altele în jur. Terenul nu e scump și ăsta e un exemplu care mi-a venit, repet, odată că e terenul acolo și mi-a venit ideea asta, doi, am fost la munte și am văzut cum se procesează cu Airbnb și trei, situația de așa natură care s-a creat din cauza virusilor. Și practic îți cauți un teren undeva într-o zonă retrasă, care logic ar trebui să fie mult mai ieftin decât, nu știu, un oraș. Bine, ideea asta se putea face de mult, nu e o noutate, dar acum consider că rentează să faci asta dacă vrei să faci o mică afacere part-time. Ai niște bani și vrei să faci o afacere part-time de la zero, poate. Așa, îți cumperi un teren care dai pe, nu știu, 5.000, 6.000, 10.000, 15.000 de euro. Iar o cabană din lemn rotund, ca să fie mai rustic, poți să o faci din bușteni, din lemn rotund, după cum spuneam, și te costă destul de puțin. Adică poți să faci o căbănuță cu două camere, două băi, o terasă, poți să pui un ciubăr, poți să faci o mică magazie, un garaj în care să pui 3, 4, 5 biciclete, pui niște lemne, faci un foișor micuț, un loc special pentru a face un grătar și se închiriază cu cel puțin 400-500 de lei pe noapte. Și partea bună este la aceste cabane, fiind izolate și fiind dotate și așa mai departe, vin două familii, vin 4 prieteni, vin 6 prieteni, vin 5 băieți, vin un grup de maxim 6-7 persoane sau vin două familii cu copii. Partea faină e că poate să vină tot anul. Adică și iarna e frumos că e mai zăpadă, e retras. Vara e frumos că e mai răcoare, în toate orașele e foarte cald. Și sau poate să fie o oază de liniște pentru altcineva tot timpul anului. Deci practic tot timpul anului poți să închiriezi, dar e mișto de făcut acum în mod special, pentru că poți închiria toată cabana prin Airbnb fără să-i vezi, fără să ai contact cu ei, plata în avans, pe bază de review-uri. Și acum e mult mai în vogă chestia asta. Înainte era mai dificil să te ocupi, acum e mai ușor. Și sunt de părere că dacă ai o astfel de cabană, pe care cred că o faci cu maxim 40.000 de euro finisată cu tot, dar să fie micuță, în banii ăștia să aibă maxim 70 de metri pătrați utili, pe la 40.000 să o faci cu totul. Construcția, din câte am văzut, se cere cu tot material cu manoperă, se cere undeva la 300 de euro metru pătrat construit, deci metru util un pic mai mult, iar finisaje, instalații electrice, platformă de beton, proiect, transport, materiale și alte chestii care, na, să tragi apă, să pui ce mai pui, cred că mai pui încă o dată prețul, efectiv mai pui încă o dată prețul. Să ajungi la un 600 de euro metru pătrat, ori 70 de metri, te duce fix cam pe acolo.
40, ci 45.000 de euro. Cu terenul încă 15.000, sunt 60.000. Și dacă închiriez cabana cu 450 de lei pe zi și o închiriezi nu mai mult de 90 de zile pe an, faci un pic de promovare și așa mai departe. Dacă o închiriezi 90 de zile pe an, nu mai mult, adică adunat, o închiriezi acum 3 zile, o mai închiriezi peste 2 săptămâni 3 zile, o mai închiriezi peste o săptămână 2 zile, poate ai noroc să vină cineva să stea o săptămână, îi acordă reducere prin Airbnb, că se acordă reduceri săptămânale sau la lună. Și cred că poți să închiriezi 90 de zile la 400 de lei, ceea ce înseamnă 36.000 de lei, ceea ce înseamnă 9.000 de euro. Scazi comision booking, Airbnb, scazi costuri de curățenie, scazi întreținere ce mai plătești. Și cred că rămâi cu un 5-6.000 de euro net la o astfel de investiție. Adică la vreo 60.000 să scoți 5-6.000 înseamnă randament 10% pe an net. În condițiile în care, cum să zic, ai făcut-o de la zero, e a ta, e un, na. Acum poți să optimizezi, poți să faci că multe căbănuțe mai mici, poți să faci una mai mare, poți să faci asta, nu știu, ca hobby. Poți să lucrezi tu, să mai scutești din costuri, poate ai deja terenul, nu te mai costă terenul, poate beneficiezi de alte prețuri, nu știu, poate poți optimiza, poate poți să ceri mai mult, poate poți să iei un designer să te ajute să o faci frumos, să poți să ceri mai mult, poate zona de așa natură în care din nou poți să ceri mai mult, poate nu ceri 400 de lei, poate ceri 600 de lei, cum am plătit noi acolo, dar casa respectivă avea vreo 110 metri utile, așa aproximativ, ochiometric, plus un gură de curte și un grătar și am plătit 650 de lei și la fel era mai izolat acolo. Și era tot din lemn, era în mare. Avea finisaje drăguțe, dar era tot din lemn. Deci, dacă ai închiria-o cu 600 de lei și ai face-o cu 70.000 și ai avea noroc să o închiriezi mai mult de 90 de zile, poate fi și mai profitabil, poate te duci în randament de 15%. Și, na, se poate optimiza, aici ține puțin și de creativitate, cât de creativ ești și cam ce vrei să faci. Dar, per total, mi se pare o idee frumoasă, mai ales dacă dispui de niște bani și vrei să dezvolți efectiv o întreagă zonă, nu știu, să iei un teren și să faci mai mare și să faci 5 cabane, să faci ca un mic complex, fiecare cabană individual închiriată pe Airbnb, să fie acolo cineva administrator full-time sau să optimizezi efectiv și atunci cred că poți avea randamente și mai frumoase. Poți să faci un centru din ăsta de acolo implică mai mulți bani, de evenimente de tip team building, în aer liber, să faci activități și să promovezi locația respectivă către companii mari. Acolo implică deja mai multe bătaie de cap. Dar eu dacă aș avea o firmă cu 20 de angajați și vreau să fac un team building, m-aș duce undeva izolat, unde să nu deranjeze nimeni, aș închiria toată clădirea, toată construcția, am avea diverse activități, ne-am simțit bine și am interacționat între noi. Adică aș face chestia asta și dacă aș face chestia asta, înseamnă că ar putea fi și cineva care să facă o afacere în sensul ăsta. Deci Airbnb-ul poate fi interesant, dar mi se pare interesant la o căsuță undeva izolat și să te ocupi tu. Sunt mulți care fac asta, a început să florească și în România, iar în situația actuală, personal, când o să plec cu familia acum în vară, pe colo, Airbnb, toată vila, eu cu familia, să nu mă deranjeze nimeni, izolat, liniște, relaxare, aș plăti și 1000 de lei pe noapte, să stau 3 zile, să nu mă deranjeze nimeni, cu piscină, cu totul de la Z, eu aș plăti, fără să stau pe gânduri. Și sunt sigur că sunt mulți alții care ar plăti, mai ales dacă sunt grupuri, că acolo fac economii. Când sunt grupulețe, se fac economii. Dacă una e să plătești 800 de lei două persoane și alta e să plătești 1000 de lei 8 persoane. E o diferență. Mă rog, e doar o sugestie. Poate vă ajută, poate nu vă place. E subiectivă ideea. Aștept mai jos părerile voastre. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.